Palomir a venit aici pentru sănătate și deja întreba pe holuri cum poate să dedice cel puțin două rubrici luna asta celor cu afte în gură. Ai văzut spotul? Nu. O să ți-l arătăm. E foarte important. Trebuie să-l... Și în lumea medicală în care te învârți, trebuie neapărat să apăsăm un pic această pedală a aftelor. Bine. N-a auzit nici sloganul ăsta prin spitale pe unde mergi? Să n-ai afte în gură? Nu. Să-mi exprimi. E o reclamă. N-am văzut-o. Și ăsta e sloganul. Am înțeles. Bine. Dar noi nu vorbim astăzi despre afte. Despre ce vorbim azi? Vorbim despre intervenții moderne salvatoare, le-aș putea numi. Conform raportului Băncii Mondiale, România ocupă în Europa locul întâi la mortalitatea din cauze cardiovasculare. Și în acest context mă gândeam că ar fi bine să discutăm despre chirurgie cardiacă minim-invazivă. Ce înseamnă și în ce constă intervenția? Ce beneficii aduce? Aflăm chiar acum. Dimineața cu Răzvan și Dani. În ce constau aceste intervenții cardiace minim-invazive? În ziua de astăzi, atunci când vorbim de chirurgie cardiacă minim-invazivă, vorbim de o paletă foarte largă de intervenții. Fie că vorbim de înlocuiri de valve, percutanate, adică introducerea valvelor prin arterele femurale sau pe la vârful inimii, fără să oprim inima, fie că vorbim de reparații valvulare, care se desfășoară tot cu circulație extracorporală, însă prin incizii foarte mici, prin toracotomie, fără a tăia sternul, incizii care sunt fie în spațiul 4 intercostal, fie spațiul 2 intercostal, fie se taie doar o mică parte din stern și nu întreg sternul. Este o paletă largă. La momentul acesta sunt foarte multe intervenții care se pot face prin abor minim-invaziv. Și ce probleme de sănătate ale inimii pot fi rezolvate, iată, prin aceste intervenții minim-invazive? În general, se rezolvă problemele valvulare atunci când pacienții respiră greu, când se cunosc cu boli valvulare și încep să respire din ce în ce mai greu. Ei trebuie să se prezinte la medicul cardiolog și dacă au indicație chirurgicală, trebuie să vină la chirurg. Esențial este, de exemplu, insuficiența mitrală și chiar și insuficiența aortică sau tricuspidiană ca valvele să fie reparate și nu înlocuite, pentru că viața oamenilor după aceste intervenții revine la normal. Practic, omul redevine un om sănătos, cu o speranță de viață care se apropie de cea a unui om normal, fără tratament, și totul se desfășoară pe caura cheii, cum spun eu, fără ca omul să sufere foarte mult în postoperator și ca după 5 zile să fie acasă, maxim 5 zile acasă, sau atunci când vorbim de proceduri percutanate, chiar a doua zi. În ce constă recuperarea după intervenție cardiacă minim-invazivă? Recuperarea cardiovasculară se face imediat postoperator. Este foarte important să se înceapă cât mai rapid. În 24-48 de ore se preia pacientul, se fac exerciții ușor cu o mobilizare începând de la picioare, mâini, se așează pacientul la marginea patului ca să prevenim anumite simptome pe care pacientul le poate avea. Amețeală, exercițiile respiratorii sunt foarte importante pentru că au nevoie pacienții să fie și recuperați din punct de vedere pulmonar, pentru că au suferit și un deficit pulmonar în timpul operator. Cu cât mai repede, cu atât mai eficient și mai bine pentru pacient, așa își vor relua activitatea profesională, este foarte important.